În anul 1929 a izbucnit prima mare criză financiară și bancară din lume. Era marea recesiune economică din Statele Unite. Cei care au studiat sau sunt în temă știu că sute de milionari au ajuns homeless, au îngroșat rândurile celor care stăteau cu un blid în așteptarea să primească un polonic de zeamă de la ajutorul social. Și în perioada aceea de cădere formidabilă a perspectivei, a speranței, a viziunii zilei de mâine, doi fii de migranți germani, pe unul știu Schuster, au inventat un personaj. Iar personajul este Superman. Au început să producă benzi desenate cu un Superman care face lucruri extraordinare și s-a constatat că prezența acestei benzi desenate cu un Superman care face lucruri sfidând orice realitate a dat un impuls poporului american să creadă că pot să iasă de criză. Și remarcabil este că Supermanul a devenit de atunci un simbol al Americii. Există în Biblie psalmul lui Superman. Poate să-mi spună cineva care e psalmul lui Superman. Deci există în Biblie psalmul lui Superman. Care este acest psalm al lui Superman? Vă rog, vă aștept. Cine a zis? 91. Mulțumesc, soră. Știți ce se întâmplă în acest psalm? Lucruri fantastice. Și vreau chiar să vă întreb, pentru că psalmul acesta are și un secret. Știți, zice aici, te scapă de lațul vânătorului, de ciumă, te acoperă cu penele lui, nu te tem de groază din timp nopții, de sogeala care zboară ziua, de ciuma care umblă în întuneric, de molima care bântuie ziua în amiază mare, 1.000, 10.000 la dreapta ta, nimic nu te va atinge, vei călca pe deșert, pui năpârci, lei, pui de lei. E cu adevărat un psalm fabulos, fantastic. Psalmul acesta are o cheie. Și foarte mulți au cerut în situații critice de război, de strâmtorare, Doamne, scrie! Și n-a mers. Și întrebarea mea, știți care este cheia care deschide psalmul 91 și îl face, îl activează pentru tine? Atenție, are o cheie. Iar cheia este în psalm. Poate să-mi spună cineva? Mă voi chema, e idee frumoasă. Dar mulți au zis, Doamne, Doamne, vă dau un exemplu. În aprilie, 6 aprilie 1945, Dresda a fost bombardată de aliați. Nu, în februarie era. Era februarie foarte cald, corectez. Și Dresda a fost bombardată și 55% din toate locuințele rezidențiale au fost zdrobite, dărâmate, nimicite și lumea s-a îngrămădit în Frauenkirche, Biserica Femeii, Biserica Mariei, care 5.000 de oameni au fost acolo când o bombă a căzut exact și au murit pe toți. Ei au strigat, Doamne, scapă-ne! A chemat pe Dumnezeu în moment de criză. E o chestiune critică. V-aș sugera să nu încercați atunci să-L chemați. Cerceți-vă sub ocrotirea Lui. Da, nu-i rău. Suntem foarte aproape. Nu, numai puțin. Aș vrea să nu plec peste un lucru pe care de acolo începe. Cel ce face? N-am înțeles. Ce face? Cel ce? Atenție, suntem într-un veac în care cheia este, dacă vrei să supraviețuiești, trebuie să fii competitiv, trebuie să fii mai tare, să alergi mai mult, să
Veghezi mai mult să fii mai alert și să depășești prin performanță pe celălalt. Altfel mori. Altfel societatea capitalistă te închide. Ormeaus a spus ceva. Cel ce stă și se odihnește. Vreți să-mi spuneți ce înseamnă asta? A fost fratele Kidder, Joseph Kidder, în România. Prima vizită a făcut-o la Sud. Noi l-am invitat. Și ne-a vorbit despre marea taină pe care lumea nu o cunoaște. Să stai cu Hristos. De obicei, rugăciunea este o listă de cereri, petiții, este o jalbă, o agendă, ai nevoie de... Dar oare asta e sensul rugăciunii? O paranteză. Când iubești pe cineva, n-ai nevoie să vorbești. E adevărat? Și doar să fiți împreună. Mi-amintesc de momentele când eram logodit și am luat-o, veneam la soția să mergem în parc, să se producă deplina contopire. Și mama soacră, un capitan, spunea să nu stați mult. Și noi stăteam mult. Și când venea acasă, ea spunea, dar ce ați putut vorbi atâta? Și soția spunea, n-am vorbit, am tăcut împreună. Și eu cred că asta este și elementul care cred că e bine să fim împreună. Iar rugăciunea practic constă în a sta sub ocrotirea Lui. Mai ales într-o lume grăbită, într-o lume care este tot timpul mișcare și să te odihnești. A te odihni însemnează să te recaperi puterile. Recaperi puterile. A te odihni însemnează să vii proaspăt dispus. Nu știu, cum știi că vă dai Iisus puterile? Noi dacă nu dormim minim 6 ore, 7 jumate, nu? Am citit și eu ultimele date, nu suntem buni. Și Iisus stătea noaptea. Și că Moise a coborât de pe munte după 40 de zile, cât o fi dormit, de mâncat n-a mâncat și n-a băut. De ce? Energia lui Dumnezeu, părtășia îl energiza, el n-avea nevoie. Noi ne obținem energia din papă, din mâncare și din somn. Pe când el își primea energia de la Dumnezeu. Eu cred că aici este un secret pe care trebuie să-l experimentăm. Interesant e, deci oare rugăciunea este cel mai anevoios lucru spiritual din viața noastră. Pentru că n-am descoperit ce înseamnă să stai și să te odihnești. Timpul meu s-a scurs, v-aș invita să ne rugăm, dar vă propun un lucru. De regulă, în momentele de rugăciune, de devoțional, se roagă 4, 3, 4, 5 rugăciuni solide, mari, ample, lungi și de obicei sunt rugătorii de profesie, cei care știu să vorbească în public. Vă propun să ne rugăm 40 de inși, 50 dacă vreți, fiecare spunând o cerere, o frază. Nu o propoziție, trei cuvinte, nu. Să fie, da, o frază. Adică în 10 secunde să se încheie. Putem să facem această experiență? Dar vă mai spun un lucru. În rugăciunea publică, primul destinatar al rugăciunii publice nu e Dumnezeu. Păi noi cui ne rugăm? Ne rugăm prin public lui Dumnezeu. Deci dacă o rugăciune publică nu e făcut suficient de sonoră, nu e publică, e o rugăciune personală. Și celălalt nu pot spune amin. Deci, primul destinatar în rugăciunea publică este audiența care trimite aminul lor
la Dumnezeu. Să ne rugăm câte o frază, ultima rugăciune în alții de la învol. În 5 minute putem să ne rugăm 40. Ne ridicăm.